Rezultate slabe la examenul de bacalaureat din toamnă. Abia 40% dintre candidați au reușit să promoveze examenul. Tinerii spun că subiectele au fost destul de grele, însă au recunoscut că nici ei nu s-au pregătit temeinic. Candidații spun că cele mai grele probe au fost la matematică și la biologie. La examenul de bacalaureat din toamnă s-au prezentat 1446 de candidați. 880 dintre aceștia au fost declarați respinși, cei mai mulți cu medii sub 5. Subiectele la matematică le-au pus mari probleme candidaților, așa că pe listele afișate, multe dintre note erau între 1 și 2. Vreau să depun contestații deocamdată. Crezi că o să ai șanse? Sper pentru o sutime, două. Sper să fie. O să te înscrii la facultate? Da. Reprezentanții inspectoratului școlar spun că rezultatul nu este surprinzător. Procentajul este de 39,14 și îl consider un procentaj bun. Cel mai scăzut procentaj a fost la forma de învățământ seral, în jur de 22%. Candidații nemulțumiți de rezultate au depus duminică contestații la centrele de bacalaureat. Așteptăm partea de contestații, deci evaluarea acestora, dar oricum nu va fi o schimbare spectaculoasă a acestui procentaj. De obicei, noi ne-am încadrat sub 1% a rezolvărilor acestor contestații. Cei mai mulți dintre cei care au fost admiși la examenul de bacalaureat au obținut note între 6 și 6,99. Un singur candidat a obținut media peste 9. Cei declarați admiși pot opta acum pentru unul dintre locurile libere rămase la facultăți.